Bună seara, dragilor! Iată, am avut o finală extraordinară, s-a terminat, e momentul să votați și acum, într-un fel, să vă mai și distrați un pic. Bună seara, în primul rând este 1 iunie, la mulți ani tuturor copiilor care se uită la noi, la mulți ani celor din public, celor de acasă, celor din juriu. Pot să zic eluși de tine? Hai că și tu ești copilul meu. Delia, nu mai zic, e clar. La mulți ani și copilului meu, un băiețel de aproape 3 luni, Arias, care îi spun la mulți ani, este o realizare extraordinară. Și acum un mare război, se face petiție anti-taxi, Uber, cu tare. Nu știu cum vă plasați în nebunia asta cu Uber și cu taxi. Eu zic că în momentul în care stai în frig dimineața când ieși de la Cluj, nu mai contează ce iei. Înțelegi? Te bagi ca să te ducă, care nu mai contează. Experiența mea cu Uber-ul, nu fac reclamă, nici antireclamă, nu sunt de nicio parte, merg cu mașina, nu mai beau, deci e ok. Numai. Dar cu Uber-ul a fost o chestie, am chemat prima oară un Uber de ăsta și de 15 minute venea într-un minut. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Deci mă uitam pe aplicație, amețit, îți dai seama, cum dădea ture la bloc, era o doamnă. Nu vreau să jignesc, dar uite așa făcea de 1000 de ori. Ca să nu mai zic că am ieșit afară dintr-un club și erau 3 mașini negre la fel. Ei nu ies din mașină, ei nu vorbesc, ei sunt Uber, da? Stau acolo. Bă, mă uitam ca prostul, eram... Nu știam să mă uit ce tip de mașină și ce număr. Și m-am băgat și eu la unul, din reflex, am zis, liber. Omul n-a zis nimic și eu mergeam un militar și m-a dus în Berceni. Că așa luase omul pe aplicație, înțelegi? De asta, nu zic nici de taxiuri, că înainte, într-adevăr, acum s-au mai simplificat lucrurile și la taxi, avem aplicații, avem tot felul. Înainte mă omora să vorbesc cu dispeceratele, sau cum se numesc, da. Ceva. Mamă, deci zici că le aleg pe voci. Ai văzut că toate vorbesc așa, dar zic, așa le-am găsit. Ce facem? Bă, și sunam la alea, e o prostie asta să mai sun, dacă mai sunați încă nu vă recomand, mai ales iarna, la o firmă care nu pot să zic ca să nu fac reclamă, dar e ironic. Voi bipăiți, da? 20 de minute să stai să asculti toate piesele alea. În kilos stau, îți dai seama, 20 de minute, cheamă-mă și voi veniți, stau, pac, nu am nicio treabă. Bă, și după 20 de minute îți dă una, dar n-ai văzut în viața ta. Toborâți acum. Bă! Deci te... În kilos îți vine, că știi că pierzi pe prostul, înțelegi? Ăla trece, dacă a pus frâna, a prins un pic de gheață, s-a dus, nu te așteaptă. Dacă ai fost acolo să te prinzi de portieră, bine, tati, dacă nu... Hai că știți că ați mers cu taxiul. Vă dau un sfat, când vă luați taxiul, nu mergeți la primul din coadă. Ăla stă acolo de... Am încercat și eu să-mi dau seama ce-i cu ei. Ăia stau de 2 ore în coadă, ăia așteaptă o cursă de Helsinki, dacă se poate. Înțelegeți? Duceți-vă la ultimul care a venit, care Toma s-a așezat, că ăla vă ia liniștit, n-are niciodată. În schimb, ce-mi place mie în taxi, când te duci, eu de obicei merg la aeroport, când mă duc la show-uri, la nu știu, la aeroport, bă, există o parolă. În primul rând să nu-i spuneți șeful, că o să asistați la o discuție stupidă. Șeful, da șeful. Bă, trebuie să avem un angajat, nu putem să fim doi șefi. Hai să fii tu angajatul, vrei, da. Să-i zice tati sau cum vreți voi, tati. Fratele tău să grăbește, notați. Fratele tău să grăbește și te cinstește repede la aeroport. În schimb, sunt poveștile mișto. Când ești cu taxiul, sunt poveștile extraordinare. Mi-a povestit unul cum l-a luat pe prințul Paul de România. Bă, mi-a zis așa, ei se uită la haine, se pare. A venit unul cu un palton șmecher și m-a întrebat liber. Îți dai seama, m-am uitat la palton, da, clar, nicio problemă. A venit unul cu un palton și mai șmecher. L-a băgat pe ăla în spate. I-a zis, stai, ăla era șoferul, înțelegi? I-a zis, la Palatul Ghica, asta m-a spart că nu putea să meargă și el la mall. Prințul Paul merge numai, are numai destinații, câteva destinații. Palatul Ghica, Palatul Parlamentului, palate, în general, da? Și a zis, la Palatul Ghica. A mers, zăi mă, n-a vorbit nimic, a știa că e nu știu cine, a mers. E, când au ajuns la Palatul Ghica, a oprit omul și nu se mai dădea prințul jos. Stăteau așa amândoi, știi, înțelegi, ăsta era... Păi ce facem, tati? Merge aparatul, eu ce fac aici, știi? Până când marele prințul Paul de România i-a spus la un moment dat, eu nu pot, protocolul nu mă lasă să-mi deschid singur portiera. Va trebui tu să ieși. Stai seama ce era în capul lui, dar ce te crezi, mă, cu caleașca? Am venit, ia uite-l, mă. Zice, da, mi-a dat 2 milioane, mamă, știi cum am dus? A dus să-i deschide portiera, îi punea și paltonul, înțelegi? Cred că i-a și spus, bosulica ta regală, te pupă, fratele tău, să mai treci pe la noi. Bosulica ta regală. Da, vreau să vă povestesc o chestie.
a fost stand-up, au fost de toate în seara asta. Am tot vorbit de Marele Fuego tot sezonul, da? Vreau să vă povestesc o chestie. Am fost la Torino, la un show cu Marele Fuego, pe care îl știe toată lumea, da? Și cu doamna maică-sa, cu doamna Irina... Apropo, poate nu știți, nu e aia maică-sa. Mama lui Fuego e altă, e mama lui Fuego. Îți dai seama câtă ciudă are pe doamna Irina Login, mama lui Fuego, care așa... Ai împodobit-o brazii, mă, pentru... Și am mers acolo pentru românii din Torino, care sunt jumate de Bacău. Înțeleg, mulți, nu contează. Aveam show, nu știu, pe la 8, organizat cu primăria, cu nu știu ce. A venit un nene, eu nu o să o iau niciodată, deci a venit unul, știți cum se mimează bogăția? Îmbrăcat în costum de ină, așa? A venit cu doi băieți după el și a zis, salut, eu sunt Gianni, am aici o firmă de bodyguards. Arăta spre proștie, aia era firma, înțelegi? Doi proști. Așa? Și un club și diseară cântați la mine. Nu întrebare, nu vreți, nu cât costă, nu. Diseară cântați la mine. Și singura doamnă Irina care na, legenda muzicii românești, frate, o... vârstă. Și senator PRM era, nu știu ce. Bă, băiatule, nu cred că e ce trebuie. Și ăla și-a dat seama că a făcut o greșeală și a zis, haide, doamnă, cât cost? Nu știu dacă știți cum se refuză în showbiz. Se dau niște sume de alea imposibile. Nu zici, bă, nu vreau să fac, nu știu. Au cerut tot. Și eu, 5.000, 10.000 de euro. Zburau miile de euro. Și am auzit cel mai nasol răspuns din toată viața mea. S-a uitat la noi și a zis, gata, tati, facem. Bă, prețul, nu am faci, nu e problemă. Ne-a dat și niște bani avans ca să nu scăpăm vii, cumva, de acolo, da? S-a terminat show-ul nostru, am fost la masă și acum să vedeți ce am văzut eu. Deci, eu m-am îmbătat la masa aia, m-am făcut, știam, la stand-up în energie. Ăștia cântau, n-aveam nicio treabă. Eu eram pe, da, să fac oamenii să râdă din Torino, vai de capul meu. M-am îmbătat lemn. Acum să vă spun ce am văzut eu. Doamna Irina Login, legenda muzicii românești, îmbrăcată în fotă, la 12 noaptea mâncavă. La 12 noaptea. Când eu credeam că n-ai de o seamă cu bunica, eu credeam că se culcă de la 8. Odată cu găinile. Știți că e vorba aia. Apropo, fac o paranteză. Băi, fraților, eu cred că găinile nu vor să doarmă la ora aia, mă. Dar să știa bătrânii. Sunt bătrânii care zic, gata, mă, eu trebuie să mă culc. Hai, mă, la coteț, hai. Toată lumea la coteț. Le închid acolo. Și pe urmă, săracele găini care stau... Ce facem, mă, până... Bă, dau un Netflix, băgau și ăștia ceva, ne uitam la o tabletă aia. Nu, înțelegi? Închid paranteza. Deci, doamna care se culca la ora aia, la 12 noaptea, îmbrăcată impecabil, da? Impecabil, era îmbrăcată cu fotă, tradițional, frumos, în club, la Torino, da? Eram atât de beat, era doamna Irina să intre așa, păi, așa, în spatele meu Fuego. De ce era în spatele meu Fuego? Spatele meu Fuego. Eu, aici avea doamna Irina, avea un coc superb. Eu atât de beat, ca să înțelegeți cât de beat eram. Eu eram, uite așa, în cocul ăla și mă gândeam, mamă, câte droguri intră în cocul ăsta. Mamă. Cine o să o caute în coc pe doamna Irina Login? Ești nebun la cap? Formă m-am gândit, stai mă, că aia poate la aeroport tot în fotă și aia nu poate să alerge, știi, de carabinier, o să fie cu fotă aia mică. Nimic. Hai, atât de beat eram, da? Am intrat într-o speluncă, băi, 20 de metri pătrați, cu manele și păcănele. Ăla era clubul, înțelegi? Deci pe aia a dat omul ăla 10.000 de euro pe nenorocirea. Când a văzut doamna Irina, s-a panicat, s-a întors spre noi și a zis, copii, mă lăsați să intru eu prima. Mamă, dați, vă rog, doamnă, să bate. I-a dat patronului un CD și a zis, piesa 3. Ăla s-a dus la DJ undeva în spate și a început piesa 3, înțelegi? Doamna cânta live. Aici cred că a fost o mică greșeală, că după ce a început piesa, cum era așa, s-a uitat la patron și a zis, microfon? Nu, stai că avea un microfon, stai un pic. Și a zis patron, la DJ. Acum nu știu dacă ați fost la de-astea, sunt unele pupitre de-astea de DJ, în perete, cumva, mai nu sus. Nu cred că cum era la cluba. Microfon cu fir, nu spune. Ascult, nu cu fir, mai rău. Deci, cum era la cluba, da? Pupitru undeva sus acolo. Mor. În ăla de DJ așa. E unul cu un ștuț mic așa, doar mic de tot. Să facă dedicații. Să dedică pentru cutare. Știi, atât. Doamna, să vedea atâta că are microfon. S-a dus să-și ia microfonul. Ăla, când a văzut că vine să ia microfonul, i-a făcut și el. Dar încă era sus, frate, deci era microfonul. Și acum s-a dus să-și ia microfonul. Bă, ea trăgea, deci sus de undeva. Ea trăgea de microfonul ăla, ținea de scule. Că îi smulgea sculele mâncate. Piesa începuse, ea vrea să termine, trăgea.
Când a văzut că nu poate să facă, și-a pus mâna aia tradițională așa în șol. Și tot concertul, fraților, uite așa a fost. Hei, Luna! Pipa! Și la pauze făcea... Aoleu! Asta, data viitoare vă mai zic, am fost și în Afganistan de două ori, am făcut multe în viața. Poți să le dați la microfonul, e pe bune? Ce? Da, îți dai seama, da. De unde să inventez așa ceva? Crezi că aș putea să inventez așa ceva? N-ai cum. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!